Mă bucur că aflăm cu toții aici, în spațiile acestea, care mie se pare minunat, de ce în zilele în care îmi place, am votat, am parodat această expoziție, într-un fel m-am simțit foarte bine în spațiile bibliotecii și mi se pare o oază de liniște și de fericire în mijlocul unui oraș prăfuit, religios, stresant, agasant, mai ales zona Unirii, puternici. Cât timp trăiam eu în București, ocoleam, nici nu treceam prin zona asta. Eu eram în zona Piața Ramsei, Piața Palatului, Calea Climiței, mă mișcam într-un cer foarte restrâns. Zona asta, aproape că nu era la îndemână și mă mir că există spațiile astea, mi se pare un lux deosebit care oferă liniște, pace, posibilitatea de a te concentra, de a lucra, de a vedea și câte o bazacolie pe genunchi la care cum am produs eu aici, care nu știu cum o să o primiți, dar și pentru mine e ceva nou, deși lucrările le-am făcut în timp și dar le-am ținut așa un septar sau un cutiuță. Deci ceea ce vedeți este o premieră absolută, pentru că m-am documentat să mi-e scoat fără un public. Nu știu de ce nu am făcut-o până acum. Nu s-a oferit o parte. Ceea ce am făcut aici, am făcut o distanță față de ce se întâmplă. La distanță față de mai clar, foarte clar ce se întâmplă. Cei care trăiau aici erau pe timpul bulversat și răstornați. Agasate, față de măruți și eu de preocupări care detașare. Asta de cum a ajutat să fac ceea ce de altă parte, eu venim de Germania, undeva în parte de condiții și alte libertății de lucruri despre care vorbam. Nu mă simțeam bine să stau și să mă bucur de libertatea mea și știu că alții aici nu au nici cuvertele, nici căldura, nici vorbe de televiziune. Niciodată n-am făcut numai de programele de strictul necesar, dar anumite libertăți să spună ce gândesc. Aveam avut în liceu o colegă italiană și compara un pic situația din Occident, unde zice, aprobatorul meu poate să spună orice, dar nu de nimeni. Aici nu spune nimeni nimic și totul se au, totul se au. Vreau să spun că s-a ajuns în, pot spunea și totul, la un asemenea blocaj al creierului omului, că fiica asta era atât de, a fost săpunitoare, că omul nici nu mai gândea, nu că ar fi făcut ceva, nici nu îndrăznea să gândească că ar putea să facă ceva. Blocajul ăsta mi se părea absolut imposibil. Trebuie făcut ceva în spate de viața asta și ceea ce am făcut la lucrul ăsta sub o formă care nu știu dacă e artă sau nu e artă asta, în modul care este nu vă doresc. Te vorbim ce e artă. Simt când eram la școală, Vasile Drăguț, când era elevatul profesor, da, asta este ceea ce toată lumea știe că este o definiție cu care nu am putea nici cu o identifică, pentru că eu trebuie într-o lume în care tot timpul se experimentă, așa tot timpul se regăsește, se nevoiește, se caută, se... Pe când România cum așa că a rămas undeva la mare și la niște zone binecuvântate, frumoase, Procopița, Mănăstirea, un peisaj, un
Și asta e arta, nu ceea ce face educație politică, nu știu cum să-i spun, dar eu la morată m-am jucat de-a jocul și am simțit ce simțeau și de-a aici, pentru că, de fapt, ei s-au născut în timpul primului război mondial, într-o situație tot de perplexitate și de incompatibilitate, unde nu mai știau ce să mai facă și atunci au recurs la un joc din ăsta nevinovat, dar era într-un fel de legitimitatea și frumusețea lui. Și am, nu știu cum am citat acestei acțiuni pe care că de fapt se limita pentru mine la o muncă de vino unde făceam niște transportare. Asta era dimensiunea unui nou zile de 2 metri jumate sau picturi murale de 30 de metri. Și aveam tot vino 15 pe 10 metri. Și acum a fost problema cum să prezint aceste transportare într-o expoziție decât coerentă, într-un spațiu coerent, într-o, să vezi o imagine, pornind de la aceste elemente